Mă numesc Cezare Platanov, sunt din clasa 12-a și doresc să vă mulțumesc pentru ocazia, nu știu, cum mă pregătesc de Crăciun. Să mă mulțumesc. Poți să repeți, te rog, întrebare? Bine. Chiar nu știu ce fac de Crăciun, stai. A, păi da, ieri m-am cocoțat în brad, în brad de Crăciun, așa, l-am suit. Acasă nu o să-l fac, pentru că mi-a ajuns unul de 10 metri, cred că este suficient. Bine, mai cântăm cu fanfara, cu alea, ca de obicei. Vă salut, prietenii mei. Mă pregătesc de Crăciun cu familia, bineînțeles, brad, toate mâncările tradiționale pe care le face bunica, evident facem curățenie, decorăm toată casa și, da, împărtășim spiritul Crăciunului peste tot unde mergem. Mă duc să cresc un copac. O să plantez un copac și o să-l cresc. Mă duc în grădină afară, iau un puie, un ăla de brad, fac o broacă și pun. Asta este planul nostru. Respir, gândesc și comunic. Noi de Crăciun ne strângem toată familia, e o tradiție, absolut toate rudele. Împodobim bradul împreună, ascultăm colinde și, na, gătim anumite chestii de Crăciun care sunt din rețeta familiei. De data asta chiar vorbesc. Mă pregătesc de Crăciun cumpărând cadouri din toți banii mei de bursă pentru prieteni și familie. Știu, foarte amabilă sunt. E spiritul Crăciunului. Fac felicitări când colinde la pian și caut partituri pe net. Pui colinde în casă, cureți portocale, iei cojile și se miroase frumos și spui numai luminițe și atmosfera aia pe net. Luăm cadouri pentru cei dragi. Apă. Ce apă? Apă. Apă ce? Plată. Nu de care? Apă plată. Fac prăjitori. Fac prăjitori. Ce prăjitori? Fac bursecuri de Crăciun, cum aș Crăciun. Construim roboți! Cel mai bun mod în care să mă pregătesc de Crăciun este să fiu alături de părinții mei și să sărbătoresc împreună cu ei spiritul Crăciunului. Deci eu stau cu tati acasă, da. Și pregătim prăjitură pentru colindătorii care o să urmează să vină. Foarte frumos. Și limonadă. Perfect. Și Pepsi de la magazinul de jos. Am cumpărat acest brad la inițiativa mea. Eu am zis să-l cumpărăm de la Oșan și doamne niște l-am cumpărat de la Oșan. L-am podobit cu dragostea, ne-au furat steaua cei din A, dar noi le-am furat-o și noi și le-am pus-o coajă de banană în vârf. A fost foarte, foarte frumos. Mă duc la schi să-mi rup capul. Păi, de Crăciun decorez casa, mi-aștept sora și cam atât. Stau acasă și mănânc. Și mă uit la pisterele. Nu m-am pregătit, am luat un 5 în teză. Dar nu-mi puneți pe asta, vă rog. I-am cumpărat haine de Crăciun câinelui meu. M-am vopsit. Iată cum te pregătești de Crăciun. Eu fac integrale și derivate. Pregătesc integrale. La ce bun? Păi și pentru ce le faci? Sunt la facultate. Păi vreau să fac la mate ca să trăiesc. Uite cu eu o să fac un TikTok de Crăciun. Bine, eu nu știu ce se întâmplă. O să plec. Dorm și mă pregătesc să gen mănânc mult, ca să pot să mănânc mult de Crăciun. Facem bradus, pregătim sarmale. Păi îmi pregătesc să merg cu colindul cu clasa mea și în principiu cu asta, să cântăm colinde. Curățenie, cu împodobirea casei, a bradului și eu cu mâncarea. A, și vrei să apar la serbare? Da. Nu mă apret!
bara. Păi, dar nu sunt nici fizic. Nu apare, nu apare la serbare atunci. Promit. Te ține pentru noi. E ok. Să mi se vadă părul că am fost la tuns. Voi nu aveți spiritul Crăciunului în familie, adică? Nu, nu, ne place să facem dărmate. Da. Înainte de Crăciun se întoarce de la Oxford. Nu știu ce să zic. Stai să mă gândesc. Cum o pregătesc de Crăciun? Bine, a trebuit să-mi fac și eu niște luminițe de astea la bicicletă. Există luminițe de astea pentru USB? Există?